Se spune că majoritatea oamenilor visează color, da? Și doar un procent foarte mic visează alb-negru, da? Culorile au o semnificație anume în vis? Ar putea să aibă niște semnificații dacă noi stabilim în codul nostru propriu de interpretare că ar trebui să le dăm atenție. Sunt persoane care spun că visează colorat tot timpul. Alții spun că nu au băgat de seamă nici dacă era un vis alb-negru sau era color. Dar adesea, persoanele care nu fac referire la faptul că au visat colorat, povestesc că era un câine negru care a făcut și care a dres. Deci era negru, da? Altcineva, o pisică neagră care nu și-a făcut. Sunt niște mici indicii care ne arată niște lucruri. Sau sunt persoane care sunt foarte pline de viață, care își doresc să realizeze foarte multe lucruri și atunci visează tot felul de lucruri extrem de colorate și de vesele. Este important dacă visăm color sau alb-negru? Nu este neapărat important. Sigur, sunt persoane care își ridică semne de întrebare. De exemplu, am visat că eram într-o rochie de mireasă și aveam un trandafir sau o pată de sânge sau o nu știu ce pe rochie. Iară să